Primii cartofi crescuți în serele moldovenești au apărut în vânzare. Direct de la producători, kilogramul poate fi cumpărat cu 15 lei. De o roadă generoasă se bucură fermierii care au folosit o tehnologie mai nouă de creștere a legumelor numită mulcirea solului. Aceasta presupune sădirea cartofului și dezvoltarea lui în paie. Datorită acestei tehnologii se păstrează umiditatea din sol, iar cartofii ies mai frumoși, mai curați și mai netezi. Totodată, paiele feresc cultura de razele directe ale soarelui. Andrei Moisei din satul Telița, raionul Anenii Noi, este agricultor începător. În luna februarie, fermierul a sădit primul lot de cartofi după tehnologia mulcirii prin paie pe o suprafață de 5 ari. Pământul moale, okay. Primul cartof care a scoat mama. Bărbatul mai are o altă seră unde a sădit cartofi după metoda tradițională. Cu ajutorul paielor, el a strâns însă o roadă mult mai bogată. Am văzut undeva în România lucrul ăsta și am zis că de să încercăm. Am făcut tot procedura înainte de a planta, a fost frezat pământul, făcut rândurile, plantat cartofa, când a ieșit din pământ le-am făcut o mulțire cu paie și ăsta e tot lucru. Solul sub paie își îmbunătățește structura, iar cartofii obțin tot ceea de ce au nevoie pentru creștere și dezvoltare. Datorită paielor, cultura nu suferă de secetă și dă roadă mare. Totodată, paiele nu dau voie paraziților să atace planta. Fermierul spune că, deși este o perioadă de criză, are unde să-și vândă marfa și se bucură de mulți cumpărători. Mersi, este Facebook-ul, sunt grupuri. Până când avem comandă, dar nici nu avem scoasă, dar comandă, adică e rezervat. Cartoful din seara asta e rezervat tot.